Salutare, dragii balaurului! Astăzi suntem la Cascada Scoruș. Suntem la casa de bilete și pornim spre cascadă. Avem și râul Bucureasca Mare, care este un râu paralel cu zona cascadei. Da. Curge apa de la cascadă, de la râu. Minunat! Râul învolburat. Și am ajuns la pod, peste râul Înărod. Apa se duce la vale. Încă un pod în cale apare. N-ai ce să faci, frățioare. Râulețul susură, viața nouă ne bucură. Oamenii muntelui au lăsat un citat și urcăm în sus pe râu, apa este până la brâu. Mai găsim și o legendă cu haiduci și alte alea de aici, de la Mălaia. Și am aflat că satul vechi, de la 1500 și ceva, am ajuns la un nou pod. Soarele frumos răsare, încă un citat apare și încă unul și încă unul. Dar ce se vede acum în zare e cascada, frățioare. O splendoare, o splendoare. Cascada Scoruș Mălaia. Minunată cascadă. A fost un soare minunat. La cascadă ne-am scăldat. Apa e răcoritoare. Mai frumos chiar și la mare. Of, ce apă cristalină, cu stropii care te îmbină. Te îmbină ca să fii cu natura în fantezie.